I love my life. Să folosim două tigăi. Cuțitul este de la Kaufland, de la o promoție, la fel și 2 și cumpărăturile la fel. O varietate foarte mică de fructe și legume proaspete. Așa, acum punem ceapa, de obicei ceapa de se fac așa, o tăiem ceapele, o desfac așa și se iau primele de sărături, care oricum, pe care le folosim. Termin două, așa, acum și pe acolo. Iar dacă vă întrebați de ce nu spăl ceapa, acum, oricum dacă luăm primele două straturi, nu știu ce sens mai are. Am folosit cucuma, sos de soia, sare, piper și o să punem ulei normal sau să punem ulei de mulțime. Nu știu dacă mă contează. Așa, deci am umplut tava la mine. Nu se poate așa ceva. Avem. Să vedeți ce facem aici, pentru că dacă s-a umplut tava. Cam așa arată legumele tăiate. Punem cărnița peste? Cred că da. Să vedem ce facem acum. Punem tava aici. Punem sare. Piperaș. Am același condimente care le-am pus și peste carne. Niște foi de dafin, niște foi de dafin, dintr-un dafin, una cred că ajunge.
Așa. Hai să punem un pic de ulei de măsline de fața asta. Nu foarte mult. Eu l-am pus într-o sticlă mai mică pentru că uleiul de măsline l-am într-un bilaș din Italia mai mare și cum ar fi să folosesc acel bidon? Ar fi inconfortabil. Înseamnă. Zic că ajunge. Până îmi pui și peste cărniță, că după aceea să ne băgăm mânuțele, ca să ne amestecăm un pic, să fie mai bune, mai fragile. Hai să vedem. Eu morcovine am curățat, am pus tipajă, am fel și cartofii dulci, pentru că sunt bine și așa. Așa, să se atingă toate lucrurile. Și cred că peste toate astea o să pun cărnița. Și niște folie de aluminiu. Și un pahar cu apă, bineînțeles. Opa! Slacă. Așa. Pac, 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 pac. Așa, așa, așa. Aranjată frumos. Este ca și cărnița. Cred că se face bine, 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 bine. Uitați cum arată. Sos de soia, curcuma. Mai e. Și mi-a făcut mâini, este catastrofă, uitați-vă cum arată asta. Este o nebunie. O nebunie. Ce faci tot când trebuie să apezi lumina nouă? Păi ia, asta aici. A zis să nu fie prea multă lumină. Când îi trebuie peste tine și nu știi ce faci. Uite, o nebunie. Dar nici măcar nu o să modific această filmare și o să pun exact așa. Am pus pulpele aici. Și să luăm tot susul ăsta. Am aprins lumina, după cum a zis, stai mai înainte. Acum mai adăugăm niște apă peste partea astea. Care vom pune folie de aluminiu și le vom băga la cuptor. Vedem ce iese. Nu dăm nimic și nu știu de nimic de data asta. Este primul filmuleț cu gătit pe care îl facem și îl vom pune pe internet, așa că lăsăm totul cum trebuie. Punem folia de aluminiu, băga la cuptor. Să vedem ce iese. Am scos friptura de la cuptor, să vedem dacă s-au făcut legumele. Am dat aluminiul jos deja, să vedem dacă legumele sunt noi. Eu zic că este perfect. Acum le vom pune din nou la cuptor pentru a se rumeni. Și imediat vom mânca. Scop și mâncărica din cuptor. Este gata, veniți să o arăt și vouă. Eu cred că puteți să mâncați liniștiți. Cu o salată sau cu bulături. Ce ziceți? Până data viitoare, vă pup! Poftă bună!